Hello, spune hello la cameră. Hai, salută. Hei, Sisi. Salutare. Iată-mă la al doilea vlog deja. Yay, am avansat. Spuneți hello lui Sisi. Sisi, spune hello la cameră. Nu vrei? Sisi. Un pic timidă. Subiectul de astăzi, de fapt nu, să încep cu începutul. Data trecută am intrat direct în pâine, cum s-ar spune, și m-am filmat fără absolut nicio introducere, crezând că o să se uite la mine doar oamenii de pe blog, care mă știu deja de acolo. Am zis, hai, la al doilea vlog să mă prezint și eu. Sunt Georgiana Mihăilă, alias o pisică neagră pe un ro, toată lumea mă asociază cu un ghinion, dar nu sunt superstițioasă, deci... Depinde numai de tine dacă ți-aduc ghinion sau nu, haha. Blogger, mai nou și vlogger, PR, pasionată de pisici, eventual călătorii când îmi permite timpul și buzunarul. Cam atâta despre mine. În principiu intrați pe blog, aveți acolo la secțiunea despre mine mai multe detalii, dar... Bănuiesc că dacă ați ajuns să vă uitați la chestia asta, ați ajuns cumva ori de pe profilul meu, ori de pe blog. Da, aplauze! Luni seară, acum două zile, am participat la un eveniment, la o lansare dublă, la care a fost invitată și Nora Iuga și mi-am notat aici pianistul Iulian Neculache. Nora Iuga a venit în calitate de critic literar pentru și de cumva să-i prezinte pe doi autori tinerei, autori de două volume de poezie. Mihaela Stanciu, care a lansat volumul Azi cânt jazz, și Florin Hălălău, care a lansat volumul Obiectele din oglindă sunt mai aproape decât par. Am făcut o analiză scurtă pe text, acolo la fața locului, nu eu, împreună cu doamna Nora Iuga, despre care am scris și eu la un moment dat pe blog. I-am făcut deja o recenzie pentru Fetița cu 1000 de riduri, un poem roman care m-a impresionat, mi-a rămas în minte, nu știu, este o doamnă cu totul specială. O să las undeva pe aici un link către articolul de pe blog, voi invit să-l citiți. Voi mai scrie despre doamna Nora Iuga, mai am vreo două cărți deja citite și stau la rând la recenzie. Hai să furăm pepeni și Sexagenara și Tânărul. Scrie într-un mod aparte, scrie într-un mod total diferit și trebuie să iei bucățică cu bucățică, frază cu frază, propoziție cu propoziție, ca să poți să surprinzi miezul, esența de dincolo de niște texte de pe o foaie de carte. Vorbim atât de des despre ceva ce ne place cu atâta ușurință, încât simt că aceste cuvinte nu au chiar greutatea aia pe care aș vrea eu să o aibă atunci când spun că îmi place Nora Iuga. M-am întâlnit cu Nora Iuga și mi-am achiziționat cu ocazia asta și două cărți de ale dumnei ei. Ca motorul unui Ford din 1931, așa arată, și Inima ca un pumn de boxer, volum de versuri. Pe ambele mi-a acordat autografe. Pe prima pe care a semnat, ca motorul unui Ford din 1931, a semnat și a stat ceva, așa stă la fiecare autograf în parte.
pentru Georgiana Mihăilă, pe care nu puteam să o întâlnesc decât într-o seară de poezie cu lună plină. Cu drag, Nora Iuga, 14 noiembrie 2016. Și pe cea de-a doua, stând lângă dumnea ei, îmi scrie din nou, pentru că era coadă, i-am spus, lăsați, scrieți doar pentru Georgiana, dați doar semnătura și atâta tot, am dedicația pe, pe cartea cealaltă. A stat și pentru volumul acesta de versuri. Și a scris pentru Georgiana și eu i-am repetat numele de familie, Mihăilă. Și mi-a scris în paranteză, renunț la numele de familie. Și la faza asta i-am zis, deja ne-am împrietenit. Automat, dacă renunțăm la numele de familie și ne spunem doar pe numele mic sau pe prenume, deja ne-am împrietenit. Și chiar așa a scris, pentru Georgiana, renunț la numele de familie, deja ne-am împrietenit, îmi dictează ea. Cu tot dragul, Nora. 14 noiembrie 2016. Deci, practic, de la un volum la celălalt, pentru prima dată eram pentru Georgiana Mihăilă, pe care nu puteam să o întâlnesc decât într-o seară de poezie cu lună plină, cu drag, Nora Iuga, iar pe cealaltă, pentru Georgiana, renunță la numele de familie, deja ne-am împrietenit, îmi dictează ea, cu tot dragul, Nora. 14 noiembrie 2016. Îmi sunt tare dragi aceste două volume. Cine știe, poate data viitoare chiar o să recit ceva din Nora Iuga. Și da, cam atât pentru săptămâna asta. A fost foarte serioasă, nu?